Cum au ieșit aceste campionate europene? Unul s-a terminat, unul este deja în desfășurare. Da, și m-aș referi, așa cum spuneați dumneavoastră, la primul campionat european, care a avut loc între 5 și 10 iulie, campionatul european de înot, a fost o reușită totală. O reușită totală prin faptul că tânărul nostru David Popovici a venit de la Budapesta cu două performanțe speciale, deosebite, a creat o emulație, a creat o stare de emoție deosebită și, bineînțeles, împreună cu Federația noi am organizat și am pus la punct, am oferit cele mai bune condiții pentru organizarea acestui campionat european. Public mult, stare plăcută, de bine, încurajări, a ieșit totul deosebit. Acum la campionatele europene de sărituri în apă la juniori? Păi suntem aici, acum două zile au început și campionatele europene de sărituri, acordăm aceeași atenție și acestor campionate. Sunt cele mai bune condiții de organizare și aici. Totul decurge așa cum ne-am calculat și așa cum ne-am pregătit noi să organizăm aceste două campionate europene și mă refer în primul rând la cei doi parteneri acestui eveniment. E vorba de Primăria Orașului Peșpreș și Federația Română de Natație, doamna președintă Camelia Potec. După ce se va termina și această competiție, sportivii vor putea să se antreneze în acest bazin? Bineînțeles, bineînțeles. Da, de-abia aștept momentul, în luna august, după ce facem ultimile modificări, aici ultimele retușuri, ca să spun, după aceste două campionate europene care o să ne solicite, unul a trecut, unul e în derulare. Sigur că va fi la dispoziția publicului, va fi la dispoziția copiilor, tinerilor, cel care vor să facă sport, să înnoate și numai să înnoate și sărituri, e posibil și sărituri, pentru că suntem pregătiți cu un bazin special și cu o platformă și cu tot ce trebuie pentru a organiza competiții la nivel intern, bineînțeles, și inițieri în acest sport. Astăzi este Ziua Națională a Notului. Dumneavoastră, cum o sărbătoriți? Da, știu că este. Felicitări celor care au inițiat acest proiect de lege. Astăzi, într-adevăr, e Ziua Națională a Notului. Eu o sărbătoresc aici. O sărbătorim aici, la bazinul, la Complexul Sportiv Natație de Notopeni și sper să fie o atmosferă plăcută în continuare, pentru că și astăzi am avut public, am avut spectatori, adică lucrurile merg bine și în zona asta a săriturilor, nu numai în noturi.